Horticultura a început pregătirile pentru plantarea de flori anuale în zonele aflate în administrarea societății. În zona centrală, angajații au început să scoată bulbii de la lea, care au fost lăsați în pământ pentru câteva săptămâni, pentru a permite naturii să-și refacă ciclul vegetativ. Aceștia au fost depozitați în saci și vor fi păstrați la serele Horticultura. În Piața Victoriei au început pregătirea terenului, urmând să continue cu schimbarea covorului floral în perioada următoare. În Parcul Alpinet au plantat deja primele exemplare de petunii, begonii și gazanii. Acțiunile de plantare vor avea loc în mai multe parcuri și zone centrale din oraș, printre care Piața Victoriei, Parcul Alpinet, Parcul Central, Parcul Botanic și multe altele.